Bine v-am regăsit, dragii noștri! Ha, în procesul de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să continuăm să descoperim acea voie perfectă și sfântă și veșnică pe care Domnul a lăsat-o în Cuvântul Său. studierea leprei, a renii leprei, pe care o studiem, suntem în procesul studierei acum, a, este foarte a, foarte diversă în sensul înțelesului adevărului ei, a, fiindcă este foarte larg. Ea cuprinde o gamă foarte largă de, a, așa zis, de domenii a vieții a, spirituale a credincioșilor și, în, în general, a donării. Astăzi va fi una din lucrurile acestea când vom vedea cât e de larg totuși poate să afecteze rana Și unul din momentele este că procesul de vindecare a celor neprihăniți și sfinți. În cazul leprei se diferă de procesul de vindecare a credincioșilor din adunare. Înțelegeți? Este diferența între cei care sunt în adunare. <gători> și dacă înțelegeți esența, atunci devine clar de ce. Iată ce poruncește Domnul în cazul la Iș. Țineți minte, acum suntem încă, studiem despre Iș. Nu sunt aceiași care sunt la începutul capitolului 1, Sufletoare care din adunare, un credincios, adică. A, și iată care este procesul pentru vindecare lui Ish de rana ale care este pe cap sau pe barbă. Și iată, începem cu versetul 44, care l-am și data trecută. Ish este lepros. Vedeți cât de e important cuvintele aceste care nu sunt traduse niciodată. Cuvântul Ish, de exemplu, unul din ele, care niciodată nu este tradus, însă care este tradus ca fiecare om, o persoană, un individ așa mai departe, care total nu este corect și niciodată nu, nu, fa nu va face sens adevărul dacă nu înțelegem diferența. A, în cazul acesta se vorba de Iș. Iș este lepros, nu cel de la început, cel are cazul lui. Asta e cazul lui Iș. El este necurat. Preotul să-l declare necurat. Pe cap are rana. Iși, neprehănitul, adică a ajuns să aibă rana leprei, înțelegeți? Chiar și în din perspectiva lui Dumnezeu, este neprehenit. nu din perspectiva omului. El este necurat, a ajuns și el să fie necurat. Cu alte cuvinte, felul lui de gândire și felul lui de a fi este spurcat, nu este după tot adevărul lui Dumnezeu. El nu este pe placul lui Dumnezeu. Iși poate fi un neprehănit sau un slujitor chiar în adunare poate fi un fruntaș în popor. Rana lui este periculoasă pentru cei din jur, de aceea și care se diferă. Domnul poruncește și zice, leprosul care are această rană să-și poarte hainele sfârșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barbă și să strige necurat, necurat, într-o formă în care în vechimii chiar motamoa așa și se practică. Toată descrierea, desigur, aceasta nu este o manifestare publică a sterei lui sau o izolare personală totală, ci o conștientizare spirituală a sterei și o renunțare să practice lucrurile spirituale pe care s-a deprins să le practice. Iată ce poruncește Domnul Jehova pentru vindecarea lui. În primul rând, atunci când cel neprehenit ajunge cu rana leprei, pe cap sau pe barbă, el trebuie să-și sfârșie hainele. Cuvântul acesta, a sfârșia haine, știm ce înseamnă haine, dar a sfârșia hainele se găsește numai în cazul preoților. Cu alte cuvinte, acest neprihănit trebuie să recunoască că din cauza învățăturilor parabiblice în asupra căru el s-a frământat, el și-a murdărit toate hainele. Adică, sfințenia, dedicarea, slujirea, neprihănirea, mântuirea și alte haine care fac parte din hainele celui neprihănit. Toate aceste haine trebuie reparate sau spălate. O altă formă este. În al doilea rând, el trebuie să umle cu capul gol. Cuvântul care este tradus ca să umle cu capul gol în cazul acesta, în ebraic este Cuvântul care a descrie o purtare fără friu, o purtare distrăbălată într-o fel sau o purtare liberă. Aceasta este esența acestui cuvânt. Dar în mare parte acest cuvânt se traduce ca capul descoperit. Dar în acest sens, fără friu, a, liber în fel, fără a avea cap într-un sens. Neprihănitul a se umble cu capul descoperit, așa ar fi mai corect, ca semn că el a lepădat adevărul sau a compromis adevărul din cauza pseudo-adevărurilor. În felul acesta el trebuie să înțeleagă că și-a necinstit capul și nu mai poate să fie călăuza acelor orbi în adunare. Apostolii menționează <gângânt> și acest moment. În al treilea rând, neprehănitul cu lepră pe cap sau pe barbă trebuie să-și acopere barba. Cu alte cuvinte, el trebuie să conștientizeze și să recunoască că nu mai are înțelepciunea mișpat din cauza acestor învățături cu care s-a confruntat și pe care le-a acceptat de fapt. El nu mai poate da sfaturi după înțelepciunea legii lui Dumnezeu din cauza că adevărul din el este spurcat. Nu că el nu are nicio sămânță de adevăr, nu este ideea aceasta, ci adevărul în el a fost spurcat din cauza acestor frământări. Domnul poruncește că acest neprihănit cu rana trebuie să strige necurat, necurat. Aceasta este o formă de cum el se poartă. În, <hide> a, un fel de purtare în care acest neprihănit trebuie să recunoască și în fața altor credincioși că este necurat și că nu poate în starea aceasta să dea sfaturi sau să fie o călăuză în adevăr în starea aceasta, el nu poate să predice, nu poate să învețe, el nu poate nici să dea sfaturi, măcar din cuvânt. El este spurcat. Adevărul din el este spurcat. Câte vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat. Se locuiască singur. Locuința lui să fie afară din tabără. În toată perioada în care va fi necurat, din cauza acestor convingeri, el trebuie să nu aibă părtășii spirituale cu alți frați și surori. El nu are dreptul la cuvânt cu alte cuvinte. El trebuie să fie singur în a, înțelesurile lui până nu se vindecă de plin. În afara taberei înseamnă în afara vieții spirituale a adunerii. Chiar dacă el este slujitor pentru perioada aceasta, cât el este spurcat, necorat, el nu își va putea manifesta slujirea. Și asta este procesul de vindicare a lui Iși. Înțelegeți cât e de, de fier, dar și cât e de important să înțelegem acest proces. Altfel, înțelegeți cât de periculos este. Fiindcă în starea aceasta, nici chiar Iși, da, care e neprihănit, nu poate primi învățăturile sănătoase din cauza a acelei semânțe spurcate care are în el nu poate primi aceste îndemnuri încă din cuvânt și nu poate aduce jertfe curate, evident. Domnul, el este necurat în felul lui de gândire și în felul lui cum înțelege adevărul. Gândirea lui este spurcată cu alte învățături. El trebuie să rămână singur în frământările acestea, în gândirile acestea lui. A, în continuare, vindecarea lui depinde într-un fel de Domnul, după care se începe procesul deja și cu preotul, dar asta dată viitoare vom vorbi. În următoarele versete, Domnul ne a fiindcă cu referire la Is se încheie, dar într-un fel se încheie, fiindcă trecem, că în următoarele versete, uh, versete uh, Domnul de porunci, cu referire la um, um, po um, diferite învățături din scriptură, care sunt după adevăr, însă în care a uh, pot ajunge să de lepră. Iată versetele. Când va apărea o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haine de in, sau în urzeală, cuvântul acesta este baza pânzei, sau în legături de in sau de lână, sau pe o piele, sau pe vreun lucru de piele. De nou, cuvintele din traducere e mai complicat să le înțelegi dacă nu înțelegi esența în Hai Ne oprim aici să vedem un pic asupra lor. Înțelegeți, sumarizând un pic despre lepră, pe scurt trebuie să înțelegem că rana sau putem să afirmăm că lepra este o boală spirituală care se mai numește mândrie spirituală și se manifestă în trei forme diferite. Evident că în primul rând de boala aceasta se molipsesc credincioșii de ceea și merge într-o ordine, așa zis, credincioșii de adunare. dar și cei neprehăniți slujitori, după cum am văzut, sunt predispuși la această infecție. Însă, Infecția aceasta, care se numește rana lepre sau mândria spirituală, se poate infiltra și în învățăturile de bază din cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păstorii, învățătorii și toți cei care învață din cuvânt, bătrânii, prezbiterii, pot să strecoare prin învățăturile de bază și semânța de mândrie, sămânța de lepă. Haideți să vedem cum descrie acest fenomen Domnul și care sunt poruncile referitor la ele. Domnul zice că rana leprii poate apăra pe o haină de lână sau pe o haină de in. Haina de lână este învățăturile de mustrare și corectare. Haina de lână este ceea ce produce sudoarea, cum găsim scris în proroci, în înțeles spiritual, desigur. Haina de lână sunt învățăturile care produc curățarea credincioșului de păcat și nelegiuire. Este bazată pe cuvânt, evident, dar Hai să vedem, de fapt, întâi ce spune Domnul despre lână și, pe urmă, ne întoarcem înapoi la niște detalii. Isaia 1 cu 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Jehova, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Culoarele, înțelegeți? Și a, asociațiile acestea, simbolurile a, a adevărului. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână înțelegeți despre ce este vorba. Dar lina, dar la Oseie, Domnul spune chiar și mai concret, mai direct ce înseamnă lina și inu. De aceea îmi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea, adică de la Israel, a lână și Iinul, care a curvit până acum și nu mai avea lina și inul Domnului, îmbrăcămintea de lână și de inu. de la ea lina și inul pe care îi le dădusem ca să-i acopere goliciunea. Și sper că înțelegeți, că e înțeles spiritual. Așa că haina de Yin este învățăturile care zidesc neprihănirea în credincioși. Este bazată pe cuvânt, pe adevăr și zidește neprihănirea. Pe ambele, Domnul Jehova ne le-a dat ca să ne acoperim goliciunea spirituală. Fără învățăturile de mustrare și corectare, nu putem să avem parte de adevărul de despre neprihănire fără pocăință și corectare, nu putem să ne îmbrăcheam cu neprehănirea lui Dumnezeu. E, sunt lucruri care nu sunt posibile, pur și simplu, una fără altă. Aceste învățături stau la fundamentul credinței, însă împreună cu adevărul se poate infiltra puțină sămânță care să producă mândria spirituală. Nu ne ducem în exemple, sper că va ajunge destul de judecată ca să uh, analizați singur exemple uh, cum ele arată în practică. Aceasta mai este un fel de aluat spiritual, care, ca urmare, va face ca tot adevărul să ajungă spurcat. Înțelegi, învățătura este pe cuvânt, este pe baza cuvântului lui Dumnezeu, însă, strecurând astfel de sămânță, a tot a, toată promădeala aceasta a, va fi plină de, de infecție aceasta. Învățăturile ilustrate prin lână și in stau la fundamentul credinței și dacă împreună cu ele se infiltrează sămânța leprei, ca urmare, toți credincioșii se vor forma spiritual în infecția leprei și nici nu-și vor da seama măcar că sunt leproși. Rana leprei poate apăra în urzeală, cum este tradus. Cuvântul tradus ca urzeală în ebraic înseamnă baza pânzei. Motamos sau direct înseamnă baza pânzei. Am întrebat ceva de ce înseamnă baza pânzei, ne-au explicat, dar eu nu fac parte din domeniul acesta și nu prea mă pricep bine ce înseamnă acolo. Mi-a explicat ceva, dar nu are rost fiindcă trebuie să înțelegem adevărul duhovnicesc. A, este un fel de fundament al pânzei, se mai poate de tradus, de deci, ce și în, în limba rusă chiar este tradus ca fundament. Cu alte cuvinte, hainele celui neprihănit cu care trebuie să se îmbrace sunt mai multe. La fundamentul acestor învățături, că toate hainele acestea sunt învățături, adevărul, deseori pot apărea răni de lepră sămânță spirituală care vor produce în credincios sămânță de mândrie spirituală, aroganță, demnitate, deja cunoaștem domeniul De asemenea, rana leprei poate apăra în legături de in sau de lână. Nu este tradus în felul acesta, dar e, aceasta este esența. Legăturile de in sau de lână sunt învățăturile, înțelegeți, yi, lână și inu. Legăturile acestea sunt învățături care zidesc legăturile frățești, legăturile sau dragostea frățească. Sunt învățăturile care zidesc atitudinea corectă unul față de altul. Și chiar și în aceste învățături poate apărea semânță de mândrie și aroganță spirituală. De asemenea, rana leprei poate apărea pe piele, se scris. Cuvântul acesta care se traduce ca piele descrie personalitatea, DNA-ul, caracterul, identitatea personală a credinciosului. Pielea jertelor, țineți minte, aduse de credincioși, mereu aparține preotului care, într-un fel, primește această Nu Numai pielea jertelor aduse de preoți este arsă în foc. Cu alte cuvinte, rana leprei poate apărea în învățăturile na, care se învață în adunare, care zidesc personalitatea credinciosului ca sfânt și neprihănit. Înțelegeți? Rana leprei, de asemenea, poate apăra pe un lucru de piele. În primul rând, acest cuvânt descrie a, că e tradus un lucru. De multe ori se tradus în felul acesta și el se traduce așa, numai că el în primul rând înseamnă o ocupație oarecare sau o slujire oarecare. Cu alte cuvinte, rana leprei poate apăra în ideolo ideologia unor lucrări în adunare sau chiar meserii care vor produce niște caractere pline de mândrie și aroganță încredincios. De exemplu, ideea de succes în slujire este rana leprei. Nu este altceva decât sămânța mândriei și aroganței spirituale. În genere, ideea de succes în slujire este total pe lângă Scriptură, nu are nimic de a face cu alte cuvinte cu adevărul Scripturii. Atunci când învățăturile din adunare se strecoară sămânța mândriei, aroganței, demnității personale sau supremație asupra altora, indiferent cum aceste calități se manifestă, după o perioadă oarecare, toți credincioșii din adunare vor fi plini de rana lepră. Astfel de credincioși nu sunt pe placul Domnului și jertfele lor nu sunt de un miros plăcut Domnului. Astfel de sămânță, care este infecțioasă de sigur, trebuie aruncată afară. Urgent trebuie să fie, cum vorbesc apostolii, măturat aluatul din plămădeală aceasta. A, iată care, a, și iată care este procesul de vindecare. Versetul 49, Domnul zice, a, Și rana va fi galbenă-verzuie sau verzuie-galbenă? Și așa și așa este corect, cu toate că culoarea aceasta mai mult descrie culoarea într-un fel galbenă-verzuie în, alte părți chiar este tradus culoarea aceasta ca galbenă, cu toate că ea descrie un fel de galbenă verzuie, care este într-un fel mult verde, dar este spre galben, așa zis. Sau roșiatică, pe haine sau pe piele, în ujeală sau în bătătură. Bătătura aceasta este, înțelegeți, într-un fel mota mot, -mot adus, niște fire paralel și vertical, într-un fel, care se coasă între ele sau pe vreun lucru de piele este o rană de lepre, lepră și trebuie arătată preotul. Vindecarea, da. În primul rând, dacă cineva din slujitor, din adunare, bănuiește că în învățăturile care se învață în adunare, se pare că s-a strecurat o semânță de mândrie, o semânță de lepră, trebuie urgent de adresat la preot. În majoritatea adunărilor nu vor fi preoți unși de Domnul, însă vor fi bătrâni, fruntași, a slujitori, prezbiteri, care vor învăța adunarea, însă în cazurile lepre ei trebuie neapărat să se adreseze la un preot care se află prin împrejurime. Preotul trebuie să vadă de ce culoare să determine culoarea aceasta a renii. Prin culoarea renii, preotul trebuie să înțeleagă caracteristica învățăturii. Culoarea verde este caracteristica sănătății spirituale. Coloarea galbenă descrie moartea spirituală din cauza învățăturilor parabiblice spurcate. Însă galbenă, verzuie sau verzuie galbenă, descrie caracteristica învățăturilor în care însemânța sau în care este sămânța morții, adică este o învățătură pe adevăr, dar este semânța morții, sămânța minciunii. Cu alte cuvinte, aceste învățături sunt cumva bazate pe adevăr, sunt bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, însă amestecate cu semânța de lip. Culoarea roșiatică descrie caracteristica învățăturilor care sunt amestecate cu semânța păcatului și răutății. Am citit deja, nu cred că trebuie să mai comentăm. Orice rană de lepră, de fapt, este păcat și nelegiuire. În cazul acesta, preotul trebuie să cerceteze rană și se închide pentru șapte zile ce este infectat de rană. Am îi tradus lucrul în română, dar în că este așa scris. Șapte zile este un termen de un șabat sau un termen determinat de preot în care slujitorii din acea adunare trebuie să decide ce vor face cu această rană de lepră, cu aceste învățături. Ei pot să accepte că este o rană de lepră sau pot să respingă aceste sau această concluzie. 51. Să cerceteze a șaptea zi rană. Dacă rana s-a întins pe haine, în urzeală sau în bătătură, pe pele sau pe lucrul acela de pele. Este o rană de lepră. E tradus în vechite, dar în ebraică e cuvântul amară și dureroasă. Acesta este cuvântul în ebraică, nu în vechit. Lucrul acesta este necurat. În cazul acesta, în învățătura aceasta, este o rădăcină amară care întinează pe mult, spurcă pe mult. Această învățătură spurcă a spurcă credinciosul în loc să zidească în neprehănire această învățătură, chiar dacă este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, este infectată de ideologia mândriei și aroganței, este infectată de simțul demnității personale și supremația asupra altora. În majoritatea cazurilor, această sămânță de învățătură nu se vede la suprafață, evident, asta poate mai ales de cei din interior. De aceea, preotul este cel care trebuie să facă concluzii. Iată ce poruncește Domnul să se facă cu acest învățător. Să arde haina, urzeala sau bătătura, de lână sau de in, sau lucrul de piele pe care se găsește rana, căci este o lepre, din nou, învechită, amară și dureroasă, să fie ars în foc. Cu alte cuvinte, Domnul poruncește ca toate învățăturile în care se găsește rana leprii să se, toate, să se arde în întregime, indiferent Câte măsură de adevăr este acolo? Aceste învățături sunt atât de con au ajuns să fie atât de contagioase că aduc cu sine numai moarte. Trebuie de aruncat absolut totul. În cazul acesta, e necesar să se renunță în întregime la aceste învățături sau slujiri. Nu că ele nu trebuie să fie aduse înapoi, dar curate. Dar la etapa aceasta, și în cazul acesta, la aceste slujiri la aceste învățături și la aceste slujiri trebuie de renunțat în întregime. Acest lucru trebuie făcut public, cum spune Domnul, și în formă de judecată asupra lor, adică arse în foc. Astfel, Domnul ne arată că, în astfel de cazuri, aceste învățături nu se pot corecta, modifica sau a fi curățite cu adevărul. Totul este infectat de rana lepră, de aceea totul trebuie să fie aruncat și scos afară din adunare. Până aici pentru astăzi. Data viitoare vom continua să studiem cum se tratează în unele cazuri totuși astfel de reni care se află pe haine de lână și de in și uh, așa mai departe. <laughs> și cum se tratează un reni care se află chiar și în, în unele slujiri. Dar până data viitoare, meditați, citiți, studiați și rugați-vă ca Domnul în îndorarea și bunătatea lui cea mare să ne călăuzească și mai departe în toată adevărul lui. Binecuvântare!